normal să stăm la picioarele ei pentru că este câștigătoarea de la România au talent, dar nu de asta și e normal să stăm la picioarele ei pentru că este foarte talentată. Mulțumesc frumos. Este foarte pozitivă și în același timp un copil așa cu probleme, putem spune, nu, pentru că ți-e greu să te descurci fără mâini, dar în același timp mult mai sănătoasă decât mulți oameni cu toate membrele. Ca să fac așa o acoladă. Haide să nu jignim pe nimeni. Nu, dar știți cum e, câteodată, că asta am văzut și la România au talent și asta povesteau oamenii, că stăteam în public acolo și erau oameni care spuneau în felul următor: mamă, eu mă plâng că am probleme sau că mie nu știu cum, dar uite-te, Lorelai, săraca, cum și muncește și are energie și le-ai dat la toți așa un puternic îndemn și le-ai dat o speranță, știi? Pentru că pe mine m-a impresionat foarte tare când am văzut, de exemplu, la final, am stat acolo și au aruncat cu confeti și toată lumea îți făceau poze și toată lumea vorbea cu tine și poate și tu ai fi vrut să-ți dai confetile alea la o parte de pe față sau să-ți ștergi sudoarea și n-aveai cum, știi? Și stăteai așa și clipeai ca să-ți dai la o parte. M-a impresionat foarte tare cadrul ăla și imaginele astea pe care le-am văzut acolo. În momentul fericirea a fost atât de mare că a plâns cu lacrimi de fericire, ea plângea. Serios, adică m-a impresionat foarte tare când am văzut cât clipeai și puteai să-ți dai la o parte. Da, erau și lacrimi. Wow. Și așa că normal că meriți tot respectul. Și mă bucur că vrei să bei o șampanie și un tort cu cel mai tare prezentator. Iau masa aici. Pentru cei care adormiseră la televizor, i-am trezit. Dar n-are cum să adoarmă cineva, pentru că invitata noastră este Lorelai. Și vreau să vă spun ceva, oameni buni. Tortul acesta este adus chiar de ea. Adică Lorelai a venit. Pot spune asta aici să nu greșesc? Deci, de atâtea ori Lorelai se uita la emisiunea noastră și avea poftă. Avea poftă de cozonac, avea poftă de tot ce mâncam noi pe aici. Și atunci Lorelai astăzi a cumpărat acest tort și să știți că ea l-a cumpărat și a venit și cu șampanie și a zis că vrea să sărbătorească trofeul aici cu prietenul ei, Măruță, cel mai tare prezentator. Tu ai zis-o? Așa să rămână. Tu îți dai seama că mi se pare cea mai tare chestie, adică oricine ar fi zis, parcă n-avea așa importanță, dar faptul că ai zis tu pentru mine contează foarte mult, sincer zic. Perfect! Să tăiem din tortul campioanei. Mamă. Prima felie, normal, merge la campioană. Așa, asta este prima felie și vreau să fac ceva, stai un pic. Căpșuna asta din vârf de aici, cireașa de pe tort să fie la tine pentru că, uite așa, tu ești. Mulțumesc. Știu că mama Vio e cea care, nu astea îi dați de fiecare dată să mănânce? Da, sigur. Deci nu poate, pentru asta nu poate. Adică dacă ferească Dumnezeu să vă îmbolnăviți o săptămână, două, sau trebuie să vă internați în spital, ce face? Nu, am un fiu care se ocupă mai bine decât mine. Câți ani are băiatul? 43. 43 de ani și știu că Lorelai îi spune fiului dumneavoastră? Tată, da. Tata? Da, pe el a botezat, da, și tot. Și e căsătorit? Da. Deci el are 43 de ani și oarecum și el vă ajută cu Lorelai. Da. De asta și dorim să venim în București cu apartamentul, că sunt aici. Știți că multă lume s-a întrebat ce faceți cu banii de la România au talent și eu știu că am citit că vreți să luați un apartament și în același timp o mobilă pentru Lorelai ca să poată să stea și ce am înțeles foarte important că o parte din bani vreți să și donați. Da. Da, o să donăm fără să spunem cu ei, nu mai suma donat, sau ce, nici suma, nici nu cu cred ei, că asta dar import. Cineva care are cu adevărat nevoie. Adică la alți copii cu probleme? Da. Când nu au posibilități, da. Așa am făcut de fiecare sunteți dată când am primit. Extraordinar, serios. Da, sigur. Stați să desfac și șampania. Deci tu ai adus șampania asta ca să bem amândoi, nu? Ești cel mai fericit. Stai să văd dacă am pahare pe aici, prin spate. Așa. Stai că am 3 pahare, ca să bem și cu mama Dio. Facem mai și vreau să le spun celor de acasă și celor de la CNA că avem voie să bem pentru că e șampanie de copii de și copii, fără alcool. Da. Așa. Perfect. Și cred că fără să-mi dau seama, știi, deci tu ai venit cu șampanie de copii, iar eu am venit cu tricou cu Tom și Jerry. Da. Ia. Hei, aplauze pentru Lorelai, campioana de la România au talent și în același timp un om extraordinar care a trecut prin multe în viață și ați aflat că nu s-a dat niciodată bătută și întotdeauna luptă. Asta îl țineți dumneavoastră? Da,
Ăsta e Lorelai. Lorelai, dăm noroc așa toți trei. Să fii fericită și sănătoasă, să-ți dea Dumnezeu tot ce-ți dorești. Să fii la fel de puternică. Asta îl pun aici, lui Mama Vio. Mama Vio e responsabilă ca să... Să știe? Eu vreau să toastez domnul meu în cinstea tuturor votanților. Doar care să le mulțumesc tuturor celor care m-au votat. Pentru că, știi ce? Eu aș vrea să le spunem celor de acasă că au mai fost unii care au comentat. Da. Dar de ce? Știți că întotdeauna se găsesc persoane care se spună, da, trebuia să câștige nu știu ce persoană talentată, că lumea a votat-o pe Lorelai că n-avea mâini și că a fost impresionată. Dar oamenii au votat talentul și în același timp au votat că dacă Lorelai se ducea acolo fără mâini și nu făcea nimic, nu cred că primea voturi de la oameni. Lumea a votat-o pentru că are o voce, pentru că e talentată, pentru că transmite ceva și pentru că are talent. Și la urma urmei, finala asta a fost câștigată în urma unor voturi. Iar oamenii care au votat-o au tratat că pe Lorelai exact ca un concurent care e la fel de, puternic, la fel de să transmite, pentru că Lorelai, dacă în final, de exemplu, avea emoții și cânta prost, eu sunt convins că nu vota lumea. Nu. Sau dacă făceau vreo prostie sau vreo gafă. Nu. Doamne ferește, nu, sigur. Așa sigur. Că să bem. Da, cinstea tuturor votanților. Vrei să le mulțumești votanților. Da, tuturor celor care m-au votat, m-au susținut, mi-au făcut promouri. Tuturor. Și promit că nu o să-i dezamăgesc niciodată. N-ai cum. În cinstea ta, să bem. În cinstea ta l-am rupt pe tot. Adică nu trebuie să ne încurcăm aici la emisiune. Foarte bun. Deci... ne cânti în premieră, nu? Da. Stai să mănânc și tort, că e tort adus de campioane de Lorelai. Am uitat să mănânc tort, doamne. Nu să uit tort să mănânc, adică tu-ți dai seama. Deci așa te uitai tu la televizor când mâncam eu, nu? Da, și trebuia să-i ofer și eu o anumită porție de prăjitură. Mai cânta primul meu single, se numește Aripi de Înger. Mulțumesc din suflet casei de înregistrare Tomo Music Production pentru compunerea acestei frumoase melodii. Mulțumesc din suflet și domnului Alex Ceaușu pentru că mi-a făcut foarte talentat. Videoclip. Regizor, e unul dintre cei mai talentați băieți și are foarte mult bun simț și foarte mișto așa că... Da. Și trupei de dance world care mi-a făcut coreografia acestui cântec. Foarte frumos! Ne pregătim de cântat, vedem și clipul. Dar să știi că tu mi-ai adus un tort să-l mâncăm împreună și eu ți-am adus eu un tort. Că m-am gândit că e păcat să pleci acasă, adică tu ai cumpărat un tort, tu ai cumpărat un tort și atunci am zis și eu să vin cu un tort, uite, sper să-ți placă, e cu zmeură. Așa, un tort și știi ce fac? Îl tăia și pe acesta. Știi? Nu-l tăiem, asta mă gândesc, trebuie să-l pun repede la loc. Da. Stai să-l aranjezi, foarte frumos tortul. Mulțumesc din suflet. Asta, stai un pic. Mulțumim mult. Știi ce vreau să fac? Să-l împachetez. Și să-l duc repede în spatele camerelor de filmat. Nu de alta, dar am impresia că îl mănânc și pe ăsta. Eram sigură. Și atunci, mai bine, îl împachetez acum, ca să nu fie probleme și să pleci fără tort acasă. Sunt pofticios! Da. Gata. Am un pic aici. Așa. Și mai doresc să mulțumesc din suflet pentru rochea pe care o port în această zi. Casei de modă Sophie by Adelina Boia. Da. Perfect. Da, tortul pun aici, deoparte, ca să fie ferit de pofticios. Iar tu aici, haide să vii să ne cânti. Oameni buni, merită toate aplauzele. Este un copil senzațional. Este Lorelai, este câștigătoarea de la România au Talent. Și așa cum spunea Mama Vio, femeia care la 2 luni a adoptat-o și de la 2 luni are grijă de Lorelai, o visează pe o scenă mare unde absolut toată lumea să aplaude și să-i spună wow, tu ești cea mai tare. Mulțumesc. Pentru că cred că și ăsta ușor devine și visul tău, nu? Da. După ce termini școala, ce vrei să faci? O să urmez liceul pedagogic pentru că vreau să mă fac educatoare pentru copiii cu dizabilități. Și desigur, muzica o să rămână mereu pasiunea mea și nu o să mă las niciodată. Poți să te sun în fiecare zi să-mi dai așa energie? Desigur! Te lași telefonul și te sun în fiecare zi și zic, Lorelai, ce faci? Și când te aud pe tine așa cu zâmbetul pe buze și cum privești viața, sunt convins că am și eu mai multe lani.
Mulțumesc. Și sunt convins că și cei de acasă. Uite, poate încep să-ți faci niște filmări și să-ți le pui pe un canal al tău de YouTube, să-ți pui în fiecare zi câte un vlog de-al tău, că acum toată lumea e cu vlogurile, știi? Da. Să faci o filmare, sunt convins că s-ar uita oamenii și abia ar aștepta să vadă mesaje de la tine. Asta mă gândesc. Vă dați seama, descrie cărți, are, desenează, pictează, are câte 45 de trofee, 200 de diplome. Asta e mai lipsea, ce i-a zis Măruța, să mai facă și vlog. Așadar... Și primul single. Și primul single. Asta este primul single, oameni buni, ascultați, se numește Aripi... De Înger. De Înger. Foarte tare, ea este Lorelai, oameni buni, și trebuie să știți că asta este prima ei piesă cântată în premieră aici, se numește Aripi de Înger. Să știi că tu chiar ești un înger. Mulțumesc frumos! Chiar ești un înger și mă bucur că ai venit astăzi, ne-ai dat așa foarte multă energie la început de săptămână. Mulțumesc și eu mă bucur pentru că sunt aici, și prezentă. Și îmi promis că mai vii? Desigur! Perfect! De acum încolo, oricum schimbăm telefoanele și când ți-am zis, când avem nevoie de energie, te sunăm pe tine, că tu ești mereu plină de viață, da. Te așteptăm și de fiecare dată să vii aici. Mulțumesc frumos! Mâine la școală? Da! Sper că toți elevii, profesorii, o să te aștepte așa cu brațele deschise, pentru că chiar ești câștigătoare. Ți-au dat mesaje colegii, toată lumea? Sute de mesaje am primit, da? Pe Facebook și cele de prieteni. Cum e pagina ta de Facebook? Zine direct ca să trimite lumea mesaje acolo. Lorelai Mășneguță oficial mă găsiți. Ca poză de profil am un colaj cu domnișoara Mihaela Rădulescu, doamna Andra, da, așa. Și profesoara mea de canto, doamna mezzosoprana Dina Sima. Și doresc să-i mulțumesc din suflet domnișoare Mihaela Rădulescu pentru că m-a sprijinit și m-a sprijinit să ajung marea câștigătoare. Pentru că, să știi, a apăsat butonul ăla, așa, golden buzzul ăla, și te-a dus direct în semifinală și a contat foarte mult. Foarte tare. Ea este Lorelai, cum spuneam ceva mai devreme, oameni buni. Intrați pe pagina ei de Facebook, Lorelai Mășneguțu, da? Da. Oficial.
Ați aflat ce are la profil acolo, dați-i like și trimiteți-i mesaje pentru că merită. Mulțumesc! Până acum, din toată viața ta, asta a fost cel mai fericit moment? Da, cel mai fericit moment. Am simțit că am renăscut. Da? Da. Ți-au dat așa aripi toate mesajele exact. Și tot ce s-a exact. Întâmplat? Da. Tot, absolut tot. Aripile astea de înger, de care vorbeai mai devreme, că tu chiar ești ca un îngeraș. Mulțumesc. Îți mulțumesc mult de tot și te aștept aici cu mare drag oricând, da? Da, îți mulțumesc și pentru cărți și pentru tort. De astea te pup. Ai grijă de tine. Să rămână mama, sunteți extraordinară. Serios, sunteți o femeie incredibilă și meritați așa toată aprecierea, pentru că am avut aici la emisiune în trecut, am făcut și foarte multe cazuri sociale și mi-am aminte că aveam tot felul de mame care nici nu știau măcar câți copii au sau mame care și-au abandonat copiii și mă gândesc la dumneavoastră ca o femeie care aveați un copil acasă, v-ați dus pentru că ați văzut-o pe ea la televizor și la două luni ați adoptat-o și trebuie să aveți grijă de ea și ați făcut un drum în viață și un viitor. Merită. Orice copil merită. Și dumneavoastră meritați. Orice jos copil. Pălăria. Da. Pentru dumneavoastră, să rămână. Mulțumim mult. Mulțumim. După publicitate revenim, rămâneți cu noi, ne întoarcem în câteva momente. Noi mai avem o felie de tort determinat.